De la declararea stării de urgență au ajuns acasă peste 8.000 de moldoveni aflați în străinătate. Datorită implicării Ministerului de Externe și a misiunilor diplomatice de peste hotare au fost organizate 94 de misiuni de repatriere, iar acțiunile nu se opresc aici. Datele Ministerului de Externe arată că, de când suntem afectați de pandemie, iar frontierele în toată Europa au fost închise, în țară au ajuns în condiții speciale 8.061 de cetățeni moldoveni. 65 de misiuni de repatriere au fost organizate pe cale terestră, iar 29 pe cale aeriană. Cei mai mulți moldoveni care au ajuns în țară cu autocare, microbuze sau autoturisme au fost din Ucraina. Este vorba despre 2.920 de conaționali. Din România au fost transportați peste 1.300 de moldoveni, după care urmează Ungaria, Austria și țările baltice. De asemenea, până acum din Franța au fost autorizate de stat 6 curse aeriene charter, în țară fiind aduși 1.280 de conaționali care lucrau în Hexagon. Tot 6 avioane cu 986 de moldoveni la bord au fost aduși din Federația Rusă. Din Italia cu zboruri charter au ajuns 361 de cetățeni, iar din Cehia 314. De asemenea, două curse au fost organizate din Portugalia și câte una din așa țări ca Irlanda, Germania, Egipt, Israel, Turcia și Spania. Iar săptămâna viitoare, statul a anunțat, conform orarului stabilit anterior, că vor fi autorizate alte 6 zboruri charter. Cursele vor fi organizate din Roma, Amsterdam, Veneția, Paris, Londra și Berlin. Toate înscrierile au loc prin intermediul ambasadelor și consulatelor Republicii Moldova.